râulcilor, torașul Novaci, precipitațiile abundente, puhoiul care a venit de pe munte a făcut prăpăd în zona aceasta. După cum puteți observa în spatele meu, lemne, arbori, oamenii ne-au povestit astăzi că se taie masiv, legal sau aproape ilegal. Oamenii spun că zi și noapte sunt foarte multe mașini de mare tonaj care cară lemne tăiate din pădurile din zonă. Sunt foarte multe firme care își desfășoară activitatea aici, cel puțin asta spun oamenii. Poate vom primi un răspuns și de la instituțiile statului să vedem exact câte dintre firmele care taie din pădurile din zonă taie legal. Ministrul Mediului și al Schimbărilor Climaterice a declarat ieri că defrișările din Gorj sunt anchetate și că săptămâna viitoare va fi trimis aici corpul de control. Declarația a fost făcută în contextul distrugerilor cauzate de inundațiile de pe râul Gilort. Ancheta va începe din Novaci și va continua și în celelalte localități din județ afectate de inundații. Dezastrul produs în județul nostru la recentele inundații de pe râul Gilort se pare că are la bază și defrișările masive care s-au făcut în zonă în ultimii ani. Că a tăiat masiv, nu că să zice, a rămas munțigui, nu că să zicem că taie cum tăia pe timpuri un lemn de aici, unul de acolo, mai și planta, acum nu-i plantat un pui de nimic. O să fie și mai greu, și mai greu. Păi de ce spuneți asta? Păi dacă nu se plantează, nu ia nimeni nicio măsură cu privatizați ăștia, taie, cum să pricep, pe unde să pricep. Trec multe mașini, doamne, pe aici încărcate cu lemn. La noi, da? Și noaptea ne-a zăpăcit. Ministrul s-a autosesizat în urma informațiilor furnizate de presă, anunțând public că va demara o anchetă. Săptămâna viitoare voi trimite corpul de control la Gorj pentru a ancheta defrișările care s-au făcut în zonele afectate de inundații. Rezultatul anchetei va fi făcut public, a declarat ministrul Mediului și al Schimbărilor Climatice. Ce intenționează Ministerul Mediului să trimite la Novaci, ce o comisie? Ca să de luni vine corpul de control al... Să verifice dacă s-au tăiat abuziv. Din cât știu eu, nu s-a tăiat abuziv și nu pot să dau eu date în domeniul ăsta, pentru că e un purtător de cuvânt al direcției silvice care vă poate informa în care sensul ăsta. Spunea oamenii că zi și noapte văd mașinile cum trec încărcate cu lemne. Mașinile trec, dar din cât știu eu, s-a făcut exploatare în conformă amenajamentului silvic, nu... Deci nu să tăie abuziv. O să se constate lucrurile astea toate. Deci nu trebuie indusă ideea că viitura asta se datorează tăierilor abuzive și că nemai fiind pădure au plecat versanții. Autorizații de mediu pentru exploatare forestieră în zona Novaci, Polovrage există, însă ancheta ministerului va viza cel mai probabil modul în care s-au autorizat defrișările, dar mai ales cum au fost ele realizate. Rămâne de văzut ce va dezvălui raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului și al Schimbărilor Climaterice, după verificările efectuate la fața locului. Cum vedeți tăierile acestea din păduri care se fac acum? Foarte prost. Se fac abuziv. Nu se mai plantează în comunism, s-a lucrat, s-a și tăiat, s-a și plantat. Îs mândru de pe unde am scos parcelele respective, că e o plantație de jos pălăria, peste câțiva ani de zile nu o să mai fie orat. Aici, în spatele dumneavoastră, ați avut casa. Da. Nu a mai rămas decât o părticică din perete. Din perete ce să... Și acolo ce e? Acolo am avut o bucătărie. Da. Păsările mi-a luat tot, nu ne-a rămas nimic, că cei pe noi și în rest nimic. Incredibil, deci a mai rămas foarte puțin din... Da. În rest nimic, mi-a luat toate lucrurile ce am avut. Foarte multe lemne aici, cum e cu lemnele astea? Se taie din pădure, cum e, că stați în zonă? Ăștia a venit lemnele ăștia din parchete, unde are patronii parchete, că acum nu mai e... Mai sunt patron, sunt multe firme aici în zonă care taie. Sunt mai mulți, că nu... Mai multe firme. Fostul deputat liberal Dan Ilie Morega a cerut de câteva ori în ultimul an, dar și în mandatul său de parlamentar, ca premierul să-și trimită aici corpul de control pentru a-l verifica felul în care sunt bărbierite pădurile Gorjului. Solicitările sale publice nu au primit vreun răspuns concret până în acest moment. Este
un dezastru și o fraudare națională a pădurilor. Și a început și cu județul Gorj, care era o oază a pădurilor neatacate de tot felul de șmecheri și de scroci, care rad părpuși și râurile bărbiere. Iată că efectele acestei despăduriri nu sunt alte decât dezastrul dezlănțuit care a fost în urma acelor ploi torențiale cu circa 80-100 de litri pe oră sau chiar pe jumătatea de oră. Tează sau licitează de la Rom Silva sau de la Obști, care de la Obști este un dezastru total, iar pădurea știm foarte bine că este sub controlul statului. Ce control al statului? Un control din partea unor escroci. Pentru că n-am auzit niciodată când a venit un corp al ministrului mediului sau chiar al primului ministru pe probleme de hoții de pădure, pentru că asta este realitatea, să fi făcut ceva.